Bun venit la Starea Sănătății! E, dragii mei, am ajuns la pasul al treilea din cei patru propuși de Dean și Ann Ornish în cartea lor tradusă de curând și la noi, la editura Lifestyle, Resetează-te. Și e pasul pe care eu nu prea reușesc întotdeauna să-l fac. Mai puțin stres. Cum reduci stresul cronic într-o lume dementă care aleargă cu o viteză de multe ori mai mare decât ce se întâmpla la naiba chiar și acum 20 de ani? Tehnologia a făcut ca totul să fie atât de rapid încât abia dacă mai avem timp să ne dăm seama că totuși suntem în viață. Alergi să plătești facturile, alergi să plătești ratele, alergi pentru casa aia pe care nu ți-o permiteai, dar pe care totuși ai luat-o, alergi ca să plătești mașina, alergi pentru concediul ăla pe care ți-ai promis că ți-l vei lua anul ăsta și așa mai departe. Acum alergi cu virusul după tine, alergi să petreci măcar puțin timp cu copiii și cu partenerul de viață. Iar ceea ce faci, culmea, necesită mai mult timp decât cu tehnologia. Ești de găsit oriunde, oricând, la orice oră, iar asta îți dă senzația că, de fapt, n-ai plecat în niciun moment de la serviciu. Vestea rea aici, spun autorii cărții Resetează-te, este că stresul cronic, care ni se pare normal, este unul dintre mecanismele importante care declanșează bolile cronice. Afectează sănătatea prin intermediul sistemului nervos simpatic. Deloc simpatic. Când e cronic, stresul face ravagii, te bagă în depresie, iar asta afectează sistemul imunitar. Nu vă bag în explicații prea tehnice cu lungimea telomerilor, vă spun ideea principală care e foarte nasoală. Stresul emoțional cronic, adică ce am eu în fiecare dimineață de peste 8 ani când mă uit pe audiențe, provoacă, de pildă, blocarea mai rapidă a arterelor, atenție, indiferent de regimul alimentar. Practic, la mine e cumva cooperativa în zadar, nu? Dacă nu elimini stresul. Adică, ok, te hrănești sănătos, faci mișcare zilnic, dar dacă nu poți să scapi de stres, ești halit. Ce? Ce cu fețele astea lungi? Haideți, bă, că nu vă las așa. Există și vești foarte bune. Declanșatorul principal al stresului nu este ceea ce ni se întâmplă, ci mai degrabă reacția noastră la ceea ce ni se întâmplă. Modul în care reacționăm este o funcție a stilului de viață și a convingerilor noastre. Știți vorba aia că de multe ori nu poți schimba ceea ce ți se întâmplă în viață, dar poți să controlezi felul în care reacționezi la ceea ce îți pune viața în față. Așa că e bine să aveți în vedere că dacă stresul cronic ne perturbă funcția imună, ei bine, iubirea, altruismul și compasiunea au rol protector pentru sistemul imunitar. Împotriva stresului acționați deci cu iubire, cu empatie, cu acte de caritate, cu voluntariat. E foarte important. Dar o să insist puțin pe ideea asta că dacă te simți stresat, ești stresat. E o chestie pe care eu am început să o resimt doar de curând. De când mă știu, îmi spune toată lumea: băi, pătrarule, las-o mă mai ușor, muncești prea mult, ai prea multe de făcut. Când e greu, mai lasă jos, cum spune colega mea Larisa atunci când mă aude oftând. Da, oftez foarte des. Ei bine, eu nu simțeam niciun stres. De mai bine de un an însă, mă resim după fiecare serie luni joi din ce în ce mai mult. Mă simt nevoit să deleg ceea ce cu ani în urmă controlam singur foarte ușor și așa mai departe. Deci, ideea e să ținem stresul sub control. Și voiam să vă spun, dacă mai sunteți tineri, că puteți face asta până în momentul în care nu mai puteți. Iar atunci trebuie să acționați și să încercați să lungiți fitilul, cum se spune, astfel încât să nu mai explodați cu ușurință. Cum am rezolvat eu problema asta și pare că funcționează? Mă concentrez pe lucrurile bune pe care le fac. Nu mă mai las consumat de ceea ce oricum nu prea pot controla. Și am constatat în ultima vreme că exercițiile de respirație fac minuni. Vă aștept și mâine, să nu uitați, luni, joi, 22:30, ne vedem la Prima TV cu emisiunea Starea Nației.